Salutare toată lumea, eu sunt Alex și ne-am găsit la un nou episod din Techit. Astăzi o să lucrăm puțin la... dar nu o să lucrăm în general, o să mergem la setup. Am pus acolo un waypoint cu jungla și astea, am luat niște rubberwood, puțin lemn de ăsta de junglă și mai mult spruz. Plus niște setting-uri. Acum eu am obiectivul să fac un quarry. Aș vrea să fac un quarry care se face astfel. Bun. Quarry. Și aș vrea să facem un quarry. Este destul de greu, dar o să încercăm să îl facem. Avem nevoie de destul de multe diamante pentru un quarry, așa că... Da. Nu prea o duce bine deocamdată cu resursele minerale, că în rest cu lemnul și celelalte resurse, în afară de cobblestone, o ducem binișor. Acum eu trebuie să pun aici pătuțul. Bun. Și ia să fac eu niște raw beef să mănânc. Că nu prea mai avem de mâncare. Ancoul, nu cred că avem câțică de coal, am charcoal. Am pus și texture pack-ul numit, Specs for Videocraft 64. Mai avem 600 constructori, deoarece am jucat eu, am jucat eu ceva. Mă rog, e o mapă de survival, dacă era un survival cu Assassin's Creed, era un parcurs, să zicem. Și... iar am rămas baterii în mouse. Bun, ia să mâncăm... Iar nu, deocamdată lăsăm așa. Și lăsăm să prăjească astea. E foarte interesant BC Factory. Dacă scriu eu aici BC Factory, nu. E foarte interesant și știu că din ăla face parte și se pare că nu pot să mai adau alte moduri în joc. Am verificat și nu merge. O să avem nevoie și de un un diamond drill cu care se face cu un drill și nu știu cum se face cu baterie, de asta o să caut, și cu un circuit care se face din cupru și copper de ăla, nu știu cum să zic. N-am crezut să sparg. Hai să sap puțin în jos și atunci am murit și am rămas fără resurse, fără câteva din resurse, nu fără toate. Pe sandstone, hai să fac eu rapid un pickaxe de lemn, că nu vreau să las furnalul aici, încă mai am nevoie de el. Uite, și frumos, dar nu-mi place că trebuie să fac câte o de asta. Câte un singur item, pentru că suntem în 1, 2, 5 sau cât este asta? Da, 1, 2, 5 cred că era. Deja am uitat. Aia nu mai contează, lăsăm așa, 1, 2, 5. Că rămân cu pickaxe-ul de lemn și trebuie aici o bucată de cobblestone. Pentru că nu e chiar atât de important cobblestone. Ce acolo? Iron. Ce drăguț. Îl vreau. Se pare că trebuie să facem și de asta de cobblestone. Că vreau iron ăla. Bun. Și fac, opa, dar ce tot iau carne în mână, ok. Bun. Iau ăstea. Nu îmi place deloc sensibilitatea, nu știu cum să-i zic. Chiar nu-mi place, se mișcă ciudat. Options, 38 asta, oh my god. 132, what? Nu vreau mâine la 100%, gata. 94, da, perfect, gata. Gata, mi-e inconvine, sunt boss, gata. Unde era iron ăla? Aici. Fix de asta aveam nevoie, ui, și fix 3 bucăți. Cred că ar fi trebuit să avem mai multe dacă
Exact. Cred că mi-ar fi trebuit mai multe, nu că ar fi trebuit să fie mai multe. Acum vreau eu, frumos. Sper să fie o peșteră. Sau să aibă oriceva pe acolo. Un cărbune. Am gelat, nu e peșteră. Mi-am luat rect. Da, uite aici. Și cu cărbune. Perfect. Poc. Și o avut cu ăsta. A spus să spar cărbune. Perfect. Și astăzi vreau să ajungem la stucurile alea două. Și îmi trebuie obsidian, deoarece o să lucrăm cu obsidian în seria asta, pentru că eu acum aș vrea să ajung până în Nether ca să fac rost de Philosopher Stone, care face cam greu. O să facem și un Divining Rod, care e destul de simplu, primul. Face cu un băț și niște covenants de ăsta, care e ușor de făcut. E cu piatră sau cu cabl, să n-ai, clar, foarte ușor. O să-l cinci la următorul upgrade, dar ne trebuie iron pentru ăla. Și următorul nivel e cu diamond. Și ăla e greu. Plus că nu avem atâta iron, atâta diamond de cheltuit. Mă traversăm pe aici. Aoleu, și mă la croceană. Am schimbat și puțin controlele la moduri, la raise minimap. O să pun minimap-ul după M, dacă se atărăm. Că doar nu de la joypad sau ceva. Și acum mergem noi și căutăm primul setoc. Știu că e undeva pe acolo. X, Z, care era? Cum se apune? Ok, așa. Da, fix încolo. Fix încolo trebuie să mergem. Știu că trebuie să dau niște sugar cane. De acolo să luăm și bookshelf-urile alea, că o să ne dea cărți. Și cărțile o să ne zărească pentru enchantment table. Bun, s-a făcut și noapte. Hai să ne împătuți, că nu mai vreau să risc mobii, nu mai vreau deloc să risc ei. You only can sleep at night. Uite la soare, frate, și zi tu că nu-i noapte. Și gata. Ok, ne uităm la soare până cade. Gata. Nu știu ce să văd acum mai încărcă, dar sunt păsările alea proaste. În continuu fac cip-ceri. Vreau să lați-mă, frate, în pace. Gata, nu știu în pădurea mare. Bun, și unde e? Uite acolo, gata, 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 gata. Trebuie vedeți și voi. Hai să fac, uite, așa. Vreau să mai așa, ok. Auleu, 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 auleu. Ok, și cum? Bine. Unu ajunge. Nu te grăbi, nu te grăbi, Gigele. Pe aici erau și peșteri. O să le găsesc o dată cu sătucul. Adică, dacă vin la sătucul ăsta, știu că sunt și peșteri. Cel mai probabil o să știu. Opa, mi-am spart asta, tot unde și pieță. Bun, și suntem la primul sătuc. De aici vreau eu să iau tot greu, chiar dacă e făcut sau nu. Pentru că o să fac o ferme în partea cealaltă. Uitați-mă, boșilor. Vem și până apă. Și greu mi-a dat. Perfect. Nu mai, nu furnim nimic la ei. Măcar să văd dacă pot să fac pe-i dorin în 1.2.5. Ha, nu pot să fac. Ce frumos era dacă puteam. Știi din ce vezi că ne-au băgat. Stai din crafting table aici și pot eu repet să-mi fie cu niște bieții și să fac până popor. Nu mai am nici loc în inventar. Am flori în inventar și spider-eye. Spider-eye pot eu obosez. Poate să-mi trebuie asta. Ok. E foarte mișto texture cu asta, chiar îmi place. Deci dau la o parte florile, am zis. Oricum, mai trebuia să-ți dau niște lucruri pe o parte. Cu
că sunt 42 de cărți de ea, după calculele mele matematice. 42, 21, înseamnă că dacă mai era una, înseamnă că erau 42. Nu știu, dacă nu avem mai nică. Și asta. Bun, și asta. Nu știu eu cum se cheamă. Arunc asta. Flexit. Ok, hai din niște cuptoare. Uite, a venit ăsta frumos, o să-i arat din cuptoarele. Ce drăguț ești, ești un domn. Bun. Obsidian. Este! Obsidian și Iron Chestplate. Pun aici. Rotten Flesh. Pana. Puieți. Nu. Nu, Gunpowder. Și atât, zic eu. Ăsta îl pun rapid pe mine. Gol. Și mere, ce bine. Ce bine. Și acum vreau eu să sparg ăsta și să iau cetul. O să vedem unde ce este. Spider-a nu, ăsta nu, ăsta nu, ăsta nu. Ce este, bravo. Ce e frumos, Păi totuși mă duc dincolo, însă duc ăla și atunci o să iau, văd, vin înapoi și asta. Nu cum plasic. Eu să găsesc că pot ajut ușor. Nu știu ce-i ăla flax. Ia să văd. Flax. Da. Flax se cheamă doar aia. Vedem noi cum plantăm. Cred că flax era din Red Power, dacă nu mă înșel. Oare îmi dau săculeții ăia? Seed. De ce faci asta? Seed bag-ul lipsește. Măcar am sickle-urile alea. Nu le mor, nu. Să fiu acum ingenios și să fac, uite, acum am 42 de cărți. Să fiu ingenios și să viu înapoi și să le tund. Bun. Ce frumos sunt acum cu armura. Apac, eu sunt luptătorul. Hai să luăm puțin la coană până în oraș celălalt, că avem puțin tică mâncare. Eu am de 12-13 minute. Știu că acolo sunt două mobsoane de schelet, eu nu cred. Mă rog, o să fac acolo mobsoane. Am mai pățit chestia asta cu moartea acum. Timp eram offline. Pentru că se generează pământ nou, care nu era în memorie. E bun, cactus frumos. Și asta. Frumos. Ce aici? Cum se cheamă chestia asta? Granit, ce este? Ia să vedem. Arunc lederul ăsta și leu înapoi. Bazalt! Știu chestia asta. Cred că face parte din Tinker's Construct. Din Tinker's Construct cred că face parte bazaltul. Sper să fie generat acolo village-ul. Ia să fac o mapă mare. Așa sau cum? Nu așa, celălalt buton. Uite, s-a generat. Dacă nu se genera, era clar. Nu mai vreau în serie, nu mai vreau în serie. Mă rog, mai aveam un setup. Ăsta e primul lucru, dar dacă nu erau nici mobs, era clar. Degeaba mai făcea în serie. Cum să rezist eu fără? Uite aici unul din ele, ia să vedem dacă sunt aici chesturi. Poc. N-am luat de aici. O, și-am lăsat până la asta, un chest. Ceva bun. Steel, iron, bun, am găsit saddle, pâine, saddle-ul bun, pun aici niște sand, ăsta e bun, steel ingot, la ce se folosește asta? Asta. Dar le iau că pare a fi șmecher. Pun aici niște puieți sau nu, pun ce să și vin și la pui iron e cel mai important. Și dau cobblestone, chiar dacă toate resursele ne trebuie. Pas unele mai nefolositoare. Oricum o să le iau înapoi, deci.
cum se vede, nu știu, pot să spuneze, de creeper, de scheleți, de scheleți, auleu, închide, repede, așa, aruncă repede, așa, pâine, gata, acum pot să arunc tot ăsta și mă pâine înapoi, ce frumos e ăsta pe scheleți. Pentru că astea, ăștia îți dau drop-uri, îți dau drop-uri foarte șmechere, scheleții. Știu că odată mi-au picat și arcuri așa în continuu, fără să vreau, mi-a dat arc. Nu știu, era, e foarte șmecher. Ce lag e, de ce fac lag? Dă capul meu. Mai gata, aș și restarta jocul, aș face orice numai să nu mai... și aproape și arriva. Ia să vedem. Hai să te dau pe taină. Frumos. Puțin și are nimic. Nu-mi plac talentele astea. Nu mai am cărți. Gata, ce fel să... capul meu. Dau un restart așa la mapă, un pauză și revin. Bun, am dat și un restart la mapă și tot așa se mișcă. E, oricum o să încheiem episodul de azi pe aici. Asta nu mai contează. Poate villager, știi, păstrez și fac fermă de iron. Ar fi o idee. Am și cărcele și eu m-aș pune în căsuța asta. Asta e cea mai bună căsuță, zic eu. Că am așa frumos, aici frumos, e de gant, de cât. Hai să ne facem un setup aici. Ne facem noi un chest și facem de la dublu acum. Sau puteam să facem un iron chest? Nu știu sigur. O să căutăm aici chest. Ăsta e de diamond de șmecher, ăsta are mult spațiu în el. De ce nu e reperit ăsta? Ok. Asta, iron chest, gold chest, mă, toate se fac la fel, frate, zic eu. Locket chest. Astea sunt upgrade-uri, care nu știu cum facem. Frumos. Ai să vedem. Da, nu unde era acest alt? Nu, n-am făcut el. Cred că l-am craftit. Nu, ce nu se uită la mine nici asta. Ei, acum stai mă, bă, ce rău ești. Uleu, și mi-a luat și lemn. Uite mă ce fel de la mine în casă, că eu mor. Gata. Și mai sunt chestiile. Uleu, ce rău ești. Și cam aici cred că încheiem, pentru că nu prea mai avem ce facem. Așa o zi. Bun. Și punem patul. Unde oare? Uite și uite ce frumos. Sau, da, acolo lăsăm. Și am zis eu că vreau furnalele. S-a revenit. O să pun aerul la prăjit și cam atât de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați din acel subscribe. Până ne revedem data viitoare. O zi bună. Noapte bună, că nu știu, e ora 7, cred.